Astăzi o luăm la întrebări pe micuța și talentata noastră colegă, Julia Marcan, cea care interpretează rolul personajului Ștefania din serialul Sacrificiu. Deși este doar în clasa a 5-a, Julie are un program extrem de încărcat, dar numai cu lucruri care îi plac. Cu ce își ocupă timpul liber, aflăm chiar acum de la micuța Julie. Julie, trebuie să-mi spui povestea numelui. Știu că mi-ai povestit că e un pic enervant, nu foarte tare, dar un pic. Că nu prea înțelege lumea cum se pronunță, cum se scrie, nu? Ia spune. Păi, da, așa este. Păi, eu mă numesc Julia, dar lumea îmi spune Julia și nu asta mă enervează, cât că majoritatea oamenilor îmi spun că ba nu, pe tine nu te cheamă Julia, te cheamă Julia, la care eu... Măi, eu nu știu cum mă cheamă pe mine. Adică tu vrei să zici că eu nu știu propriul meu nume. Dar până la urmă încerc să le spun, măi, Julia, Julia. Și în toate diplomele mele de până acum scrie Julia. Serios? Da, scrie Julia. Cu G? Sau Iulia, sau Iulia. Total altceva, dar nu Julia, niciodată Julia. Ia spune-mi, știi de unde s-au inspirat părinții când ți-au dat numele? Au avut așa o sursă? Păi, mami când era însărcinată cu mine, se uita foarte mult la filmele cu Julia Roberts. Aha. Și ce să vezi și să nu crezi, 10 ani mai târziu, 11, Julia a devenit semi-actriță, ca să zic așa. Ce drăguț! Hai, povestește-mi cum, când ai avut primul rol și unde? Păi, primul rol l-am avut la 6 ani pentru o reclamă pentru Germania. A fost foarte, foarte tare și de atunci am știut că eu asta vreau să fac. Serios? Ți-a plăcut atmosfera? Ți-a plăcut? Da, vedeam cum oamenii pun lumini și că tu erai acolo personajul principal și în lumina reflectoarelor și te simțeai foarte împlinit și știam că cumva bucuri lumea. Și asta mi-a plăcut. Asta ți-a plăcut. Și le-ai spus părinților, eu asta vreau să fac. Da, și ei chiar m-au ajutat. Îți amintești când erai mai mică, până să ajungi acolo pe platouri, răspundeai altceva la întrebarea ce o să te faci când o să fii mare? Aveai alt plan? Păi, uite, o să zic sincer, niciodată nu știam. Ba ziceam că vreau să mă fac model, ba creator de haine, ba actriță, ba cântăreață. Dar oricum ceva tot în zona asta artistică. Da, asta da. Clar. Zi-mi cum împaci filmările cu școala, pentru că filmezi destul de mult pentru Sacrificiu. Cât? 2-3 zile pe săptămână filmezi? Da. N-am să te mint, dar nu mi-este deloc comod. Este destul de greu, căci... Cred. Dimineața la filmări, după amiază la școală, există cazuri în care mă duc și mai pe seară la filmări sau continui cu școala, dar nu este ușor. Mamă, deci practic ai zile în care te duci dimineața la filmare, apoi școală, apoi din nou te întorci la filmare? Da, da. Dar n-am ce să fac, eu am ales să fac asta și atunci când faci ceea ce îți place, cu siguranță îți va ieși bine. Sunt și nu simt atât de tare oboseala asta. La sfârșitul săptămânii știu că vine weekendul și mă relaxez. Și atunci chiar ești liberă și nu mai. Da. Zi-mi în timpul liber ăla, nu foarte mult pe care l-ai, ce-ți place să faci? Păi să stau cu surioara mea, să care citesc. E mai mică, așa e? Da. Să citesc. Am zile în care mă duc și la Canto și la Cercul de Teatru, care se află la Palatul Național al Copiilor. Și timpul liber e cam limitat, dar există. Înțeleg că ești convinsă că vrei să te faci actriță și da, că vrei convinsă. Să dai la teatru. Da. Nu există niciun dubiu. Nu, întotdeauna am știut asta. Wow. Cumva tot ce s-a întâmplat până acum m-a dus către actorie. Și părinții tăi te susțin? Da, m-au ajutat întotdeauna. Mama cu tata au avut grijă să nu fiu un copil timorat, să am încredere în mine, să știu să fac lumea să zâmbească. Și au avut încredere în mine și ia uite ce am ajuns. Nu înțelegi că mă uit la tine și sunt așa emoționat. Materia preferată? Materia preferată este limba română. Limba română, eram convins. Păi, îmi place foarte mult literatura, îmi place să fac compuneri, poezii. Ce citești? Spune-mi ce citești. Ce-ți place cel mai mult să citești? Deci, genială întrebarea asta, pentru că chiar ieri am terminat o carte. De bine desenate, dar e o carte. E o carte și sunt foarte interesant. Iar acum m-am apucat de Hoțul Fulgerului. Da. Uh-huh. Citesc cărți de aventură, cărți o carte fantasy, preferată? Ficele doctorului Marci,
După care am făcut și piesa noastră de la Cercul Actorului. Și a fost foarte frumos să vedem cum dintr-un mic monolog dintr-o carte putem transforma o întreagă piesă de teatru. Și m-am apropiat foarte tare și de atunci, îți spun sincer, că a început să-mi placă să citesc. Și mie la început nu mi-a plăcut să citesc. Deci asta, adică, ți-a deschis apetitul, da, pentru lectură. Practic. Da, mama îmi cumpăra cărți gen Ion Creangă, Mihai Eminescu. Nu. Și când m-a lăsat să-mi aleg eu cărțile, a început să-mi placă să citesc. Și de atunci citesc. Auzi, mare. Sfat pentru toate mămicile. Lăsați-i să-și aleagă cărțile. Da, Harry Potter ai citit? Încă nu? Da, am citit o carte, dar... Nu te-a prins. Nu pot să zic că m-a prins așa. Prea mult fantasy acolo, prea... E ceva prea mult. Prea acolo. Mult. Poate nici vârsta nu era potrivită. Am vorbit de cărți, vreau să vorbim și de filme. Vreau să-mi spui un film preferat sau o animație preferată? La ce îți place să te uiți? Animație. Așa. Marele Șoarece Detectiv, unde am și dublat un personaj. Serios? Și este foarte, foarte drăguț. Numele meu era Olivia, o șoricică foarte drăguță. O animație Disney, de altfel, Walt Disney, mai veche. Și chiar îmi plac filmele de la Disney. De la Disney. Sunt foarte drăguțe. Le-ai văzut pe toate? Mă rog. Da, aproape. Pe toate. Aproape. Și un film. Așa, film. Frumușica, care este cu Julia Roberts. Da. Vreau să știu un lucru care îți place foarte mult la tine și unul care te enervează. Un lucru care îmi place foarte mult la mine? Că sunt sinceră, încrezătoare și părul meu. Iar un lucru care mă enervează este că sunt destul de încăpățânată uneori. Adică până nu mă conving eu că așa este, nu prea mă las pătrută. Asta poate fi și un avantaj, așa că... Da, dar nu mereu. Cum să le duci? O melodie preferată? Nu am o melodie preferată, îmi plac mai toate melodiile de la Zendaya. Și Queen. ABBA, asta am tras-o tot de la mama mea. Plus că am și cântat o melodie de la ei și depinde și de dispoziție. Normal. Îmi plac răspunsurile tale. Sport faci? Am făcut 2 ani de not, numai că asta se întâmpla lunea și eram destul de obosită pe parcursul săptămânii. Și am renunțat că nu mai puteam, aveam și actorie și filmările și... Probabil o să reiei la un moment dat. Da, chiar vreau să mă reapuc în timpul liber. Important e că ți-a deschis apetitul către a nota și ai învățat, bănuiesc, să fieți la suprafață. Mi-ar plăcea să am mai mult timp pentru role, pentru not, căci... Asta voiam să te mai întreb, dacă ai avea mai mult timp, ce alte lucruri, ce alte hobby-uri crezi că ai duce așa până la... Din nou, aș vrea să mă reapuc de not. Aș vrea să fac și basket. Aș vrea... Nu știu. Dacă am timp liber, aș putea să fac orice, sincer, pentru că sunt o persoană destul de organizată. Și îmi împart timpul pe bucățele. Tu îți împarți timpul? Nu ai nevoie de ajutor? Mă ajută și mami și tati, căci ei primesc programul și eu îl împart, ca să zic așa. Deci aici am timp să mă joc, aici... Poți să-mi zici cum arată o zi obișnuită din viața ta, așa, în mare? În linii mari? Te trezești la... Hai să zicem o zi în care ai filmare dimineața. Bun. Mă trezesc la 5-6 dimineața, cu greu, să fim sinceri acum. Iar după ce mă pregătesc, sunt gata, cobor jos, mă ia șoferul, mă duce la filmări, filmez cât filmez, mă întorc la școală și sunt cazuri în care am filmări și după școală, ca să zic așa, dar sunt alte zile în care după ce termin orele mă duc acasă, învăț, faci teme. Citesc, fac teme, citesc scenariile și repet pentru a doua zi de filmare. Sunt cazuri în care ții temele după tine și în pauzele de filmare. Da. Ghiozdanul este foarte greu, foarte greu. E și plin de scenarii și plin... Da, dar n-am ce să fac. Eu am ales să fac asta și îmi place. Vine Moș Nicolae în seara asta. Zi-mi, te rog, ce vrei să-ți aducă și dacă crezi că o să-ți aduc. Eu zic că dacă nici tu n-ai fost cu minte, n-a mai fost nimeni cu minte. Dar vreau să știu părerea ta. Păi vreau să-mi aducă multe fructe, căci îmi plac foarte mult fructele. Da? Dulciuri, așa.
Bine, poate ciocolata cu căpșuni, dar... Asta e preferata ta? Da. Să ținem minte. Să vedem. Cărți, multe cărți. De Moș Nicolae cer multe cărți. Și de obicei primești multe cărți în comis. Da, da, pentru că mama cu tata sunt de acord cu partea asta de citit. Adică, după mult... Ți-am zis că mama, când ne cumpărea cărți, nu citeam. Și când m-a văzut prima dată că citesc, era... Te rog, simt ce cărți să-ți mai iau, că tu doar citește și eu îți iau. Dar, și atunci da. Ai zis, ia-mă cu tine, eu mi-aleg și eu să citesc. Da. Cel mai bun sfat pe care l-am primit azi, de la un copil. Acum că am vorbit de Moș Nicolae, vreau să știu de Crăciun ce-ți dorești, că acolo ai pretenții un pic mai mari, mă gândesc. Da, păi să vedem, așa. Încă nu mi-am făcut lista completă de când deci n-ai scris scrisoarea încă. Nu, încă nu, dar mami cu tati mi-a spus să scriu, că trebuie să fie pregătită. Păi da. Bun, deci, multe hăinuțe, căci ca orice fetiță dorește hăinuțe. Deja ai înlocuit un pic jucăriile. Da, mai multe cărți. Mai multe cărți. Și poate un telefon nou? Poate, cine poate, știe? Dacă se întâmplă, nu, nu mă deranjează deloc. Moșule, deci asta e, sper că ai auzit dorința. Dorința. Bun. Nu te mai întreb cu cine te înțelegi cel mai bine din familie, că cred că ți-e greu să alegi. Nu, nu, iubesc pe toți la fel de mult, dar mă înțeleg foarte bine și cu suriora mea. Cu suriora. Când mai facem o boacănă, că în general ne facem împreună. Normal. Sau dacă se mai întâmplă ceva, mă duc la ea și discutăm și ea vorbește cu mine, o vorbesc cu ea, dar mă înțeleg bine și cu părinții, bineînțeles. Sunteți foarte bune prietene. Da, suntem foarte apropiați unii cu alții și consider că sora este cea mai bună prietena ta, indiferent. Dacă ai norocul să ai o soră, uite, da. Ce frumos. Cel mai important pentru tine într-o relație de prietenie, că tot vorbim de prieteni. Păi, cred că prietenia este o relație bazată pe sinceritate și încredere și un prieten ar trebui să-ți fie ca un frate. Așa. Și să știi că te poți baza pe el, indiferent. Da. Dar eu sunt destul de mică să spun ce este prietenia, căci încă n-am trecut printr-o perioadă destul de lungă, dar prietenii care încă sunt cu mine, le mulțumesc din tot sufletul și țin tare mult la ei. Dacă ai putea să joci tu în orice film, în ce film ți-ai dori cel mai mult să joci? Bineînțeles, într-un film pe care l-ai văzut. Cred că în Jurassic World. Da? Da, chiar mi-ar plăcea să văd cum sunt dinozaurii și poartă lumea aceea venturoasă. E foarte tare. Fascinant. Ai vreun filmuleț favorit pe YouTube? Că acum se poartă chestia asta, cum ne uităm la filmulețe pe YouTube, da? Și râdem până leșinăm. Trailerul de la filmul Five Gang The Movie, în care și joc și vă aștept, dragilor, pe 27 decembrie să veniți la premieră. Ați auzit, da? Și da. Doamne, doamne, câte lucruri faci, eu nu pot, nu pot, nu mai pot. Eu plec acasă acum. Am uitat să te întreb care, despre ce ai putea să spui că a fost cel mai frumos cadou pe care l-ai primit de Crăciun până acum. Mai nu sunt un copil pretențios, ca să zic așa. Sunt mulțumită de tot ceea ce primesc, că știu că e din suflet și nu, îmi plac cărțile, îmi plac hăinuțele. E perfect. Jucării mai primești? Mai primești și jucării, dar îi le dau surioarei mele, căci nu... Nu mai ai, cred, nici timp prea mult. Noi, copiii, așa, așa. Ne bucurăm de o jucărie, că o primim 2-3 zile, dar să fim sinceri că după aia uităm mândul ăla pe acolo și așa. Ne mai amintim după o săptămână, două de ea și ne mai jucăm. Alte ori ani și... Da. Absolut. Când te simți... Și... Știu că mi s-a întâmplat zilele trecute. Era surioara mea care căuta o jucărie și după ce nu s-a mai jucat cu ea o perioadă bună de timp, așa, zice, ce dor mi-e de jucăria aia. Aia, da, două săptămâni, aproape un an, n-ai mai zis nimic de ea, adică deodată ți-e dor așa de ea. Da, așa fac, da, așa fac. După așa duc aminte, o mai găsesc. Și după aia o mai găsesc și vai ce bucură sunt, dar rămâne pe canapea acolo, eu o bag în dulap ca să nu se mai prăștie și... Ce e cel mai important pentru tine în perioada Crăciunului? Ce îți place cel mai mult și ce ți se pare cel mai important? Cel mai important e să fii împreună cu familia, eu așa consider.
Deci să cântăm toți o brad frumos. Cântați colinde, da? Da, să împodobim bradul. Pentru că noi îl împodobim mereu pe 24 decembrie, în ajun. Asta înainte să mergem la colindat. Asta e tradiția voastră. Și mergeți și la colindat. Da, mergem și la colindat. Mi se pare cel mai frumos și mai ales când oamenii îți deschid dușa. Doar tu cu surioara ta? Sau... Nu, mai merg și cu verișorii mei și cu prietenii de familie Luca. Mergem cu toți împreună și mi se pare minunat cum persoanele respective deschid ușa și le vezi bucuria în loc și noi la fel ce așteptăm să primim nuci, bomboane și poh! Bun, și am ajuns la ultima întrebare. Când te simți tu cu adevărat happy? Pentru că dacă suntem pe happy, niște momente în care te simți happy. Când sunt la filmări. Mă simt happy când sunt cu familia. Când mă joc cu verișorii mei. Când sunt cu prietenii mei. Că sunt aici cu voi. Oh.